Neața, preluăm mai multe jocuri. Pe unele le găsim pe internet, pe altele chiar la voi, pe paginile pe care le utilizați, pe altele le găsim în filmele americane sau de ce nu în show-urile de televiziune americane. Cu alte cuvinte, n-am inventat nimic. Noi chiar nu inventăm nimic, după cum măcar ne asumăm. Dar am și inovat niște lucruri în televiziune. Da. Hai să nu ne lăudăm degeaba. Astăzi încercăm o nouă provocare, okay. Un nou joc. Să știți că eu nu sunt pitic, craci lunge prea înaltă. Da, și mi-am pus și asta mai înaltă, da, are dreptate, da. Ok, sunt pitic. Sunt astăzi o provocare, un joc pe care îl testăm noi, da? Înainte ca, probabil în zilele următoare, o vedetă, un artist, un VIP de România să încerce. De ce facem asta? Din mai multe motive. Unu, întâi de toate, probezi tu să vezi dacă nu pățește omul ceva. Poate fi, da, periculos. Mm-hmm. Cobai suntem. Poți lovi, exact. Doi, s-ar putea ca cineva să se rănească. Nu putem arăta asta la televizor. Violență, violență, sânge, sânge. Aceste imagini vă pot afecta emoțional. Nu. Nu. Și trei, ne mai plictisim uneori. Bun, pentru astăzi avem patru cercuri. Le vom, pe cercurile vom monta pe brațele prezentatorilor. Așa a picat astăzi. Îmi pare rău, fetelor, pentru voi. Sunt obișnuită, a fost o tragere la vrei sorți. Vrei să facem pe rând? Vrei simultan? Nu vrei să facem pe rând? Simultan, să vedem simultan, cine simultan termină mai repede. Eu zic înainte să pornim cercurile și după aia să ni se dea... E foarte greu. Tot n-am înțeles ce trebuie e să fac. E foarte greu. Hai, ascultați de mine, credeți-mă, am mai făcut asta acasă. Păi parcă ai încercat să nu fie periculos. Cu, scăpat, cu ce ocazie? Da, las, da, corect. La o petrecere. Fiecare dintre prezentatori va lua două conuri sau cornete de înghețată. Și eu ce fac? Cu ele în mână. Cu ele în mână va încerca să țină în mișcare cercurile. Cercurile trebuie să fie în permanentă mișcare. Mișcarea se imprimă printr-o rotație a ambelor brațe. Coprezentatorii aici, da, vor încerca să mănânce înghețata din ambele cornuri, pe rând, evident. Cea care termină prima cu gogoloiul de înghețată și ajunge la cornet. Gogoloiul de înghețată. Și ajunge să muște din cornet, da. Pentru amândouă a câștigat... Ce? Eu am gura mică acum. Respectul nostru. Da. Și da. O altă privire. 12 minute la solar. Ne dați? Da. Bine. Dau eu 12 minute la solar dacă cineva... Iar o faci pe aia când vine cu... Dar stai să ține pune în mână dacă nu poți. Ia cu vanilie, că mie îmi place cu vanilie. Asta e cu vanilie. Bă, dar nu trebuia să fie... Avem două guguloaie aici. Bă, Aurica, mă... Deci tu învârți. Aurica așteaptă concursul ăsta de vreo 3 săptămâni. A topit până acum vreo 2 lăs de înghețată. Cum vrei să imprimi o mișcare cu astea în mână, băi, băi? Mai bine dăm drumul. Ia uite că... Și trebuie să vin să mănânc de acolo, nu? Da. Hai, Răzvan. Vă ajut până... Dar nu mai... Hai, încă o dată. Aoleu. Trebuie să meargă amândouă deodată? Hai, uite că la mine! Ține pe loc, să mor dacă nu-ți pe loc. Dar nu e cu vanilie! Ai dat pe mine, știi, nu? Avem o campioană! Cine? Hai și la stânga, și la stânga! Dar cine poate cu stânga? Păi nu poate nimeni, mă, cu stânga, vezi de treabă. Multă! Nu te opri, nu te opri! Hai! E rece rău! Mamă! Dănuțe! S-a câștigat prin neprezentare... Eu nu știu ce o... Eu cred că se antrenează și asta acasă, nu numai tu. M-a luat un pic și de degețel. Și n-a lăsat firimituri, nu nimic. Ce? Iepuraș coconac? Doamnelor, domnilor, Ramona, îmi pare rău. Nu e vina mea. Nu e nici corect. Adică, practic, e ca și cum l-am chemat pe Bute să boxăm. Nu e corect. Și-a dorit mai mult victoria. Văd. Nu mai mă face de ciocolată, te rog. Eu nu te-am dat nimic. O, corect. Da. Mulțumim, mamă. Foarte bună. Mai aveți înghețată? Foarte bună ideea de concurs. Vom mai face...
Este total incorrect ce s-a întâmplat. Vă rog să-i faceți o hârtie Amalei să își dea demisia. Săptămâna viitoare vom juca asta cu Oprician, dar cu doi mititei. Asta nu e gură. Asta nu e gură de om. După ce a bătut tot showbizul românesc la Iepuraș Coconaș, 12 cum le zice la alea? Așa, bezele. M-a umilit atunci. Te lasă că povestesc. M-a umilit. Nu vreți să aveți discuția asta după? Iată, fiecare din fete are talentul ei. Hey. Aura a descoperit o gașcă de fete ce arată la fel de bine și pe tocuri, dar și în echipamente de sport. Este vorba despre fetele care joacă fotbal. Fotbalul tot mai prezent, știți bine, și pe Eurosport este mega promovat în ultimii ani. Fotbalul chiar are multe fete. Asta, ce mai are? Mai vrem înghețată dacă mai avem. Uite, mai e una aici, le folosesc. Fii atent, Amalia. Eu am fost foarte bun la biologie și mai ales la anatomie. Nu este natural corect să-ți atingi bărbia cu vârful limbii, deci nu. Sau, nu, nici vârful nasului, nu, sau, nu, nu, nu dacă ești pe linia noastră de regn animal, deci încolo, către primate, nu. Uite și tu, m-am murdat, înseamnă că e bine, dacă poate. Bun, hai să vedem.